Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2022 Roleplay, după cum v-am obișnuit. Dragilor, suntem acasă la Nea Mitică și am mai făcut câteva modificări pe aici. Aveam un copac care nu-mi plăcea absolut deloc și l-am tăiat, l-am scos. Mai aveam și via aici în spate, pe care am scos-o și pe asta pentru că vreau să mă lățesc puțin, vreau să măresc puțin curtea asta. Și sincer să fiu, mi-ar plăcea să am curtea, să fie curtea lui Nea Mitică. De fapt, fosta curte a lui Nea Mitică să fie de aici până la deal și să mai facem și acolo la deal, să fie drum și în partea asta și în partea cealaltă. Ia să vedem dacă ar fi așa, să ne uităm din perspectivă. Eu zic că ar arăta destul de bine să fie asta curtea și ne-am mai lățit noi și pe o parte și pe alta dacă ar fi să fie așa. Este un loc destul de mare, tot terenul ăsta de aici este al lui Nea Mitică, să știți, inclusiv unde e porumbul. De aici, de unde este porumbul până în partea altă, e al lui Nea Mitică. Din coace în rest este vândut. Era și înainte al lui Nea Mitică, dar acum nu mai este pentru că s-a vândut. Asta este, dacă oamenii l-au dat, l-au dat. Dar partea asta aici, să știți că este curtea lui Nea Mitică și bineînțeles că are un teren destul de mare. Și zic eu că ar fi bine de curte să fie curte aici și să-mi fac și o casă frumos aici. Să fie casa bine aranjată, să fac undeva prin deal pe aici și casele astea bătrânești pe aici să le dărâm, pentru că totuși am întinerit, auzi? Totuși sunt tânăr și eu nu pot să stau cu cazematele astea pe aici care sunt bătrânești, săracele, vai de capul lor. Într-adevăr, sunt case părintești de al lui Nea Mitică, dar totuși au 100 de ani. Deci astăzi vreau să mergem puțin până la primărie, dar înainte de a merge la primărie, uite că am pornit și mașina, că sunt fixat pe primărie. Primarul ăsta nu stă pe la primărie, nu prea stă el. Și vreau să-l sun pe primar, să vedem ce spune. Vreau să fac în felul următor, hai să vă arăt. Eu drumul ăsta pe aici nu l-am înghițit niciodată și nici nu o să-l înghit vreodată, drumul ăsta pe care le-are Nea Mitică pe aici. Și vreau să-i chem pe băieți, băi frate, să facă ceva la drumul ăsta, să-i pună puțină piatră, cât de cât să-l ridice acolo la nivel, să-l facă cât de cât frumos, așa să pot să trec și eu drept, nu dâmburile astea pe aici, că mă disperă. Și atunci vreau să vorbesc cu primarul. Să vedem cum putem face ca să îl să-l acoperim puțin. Dar mai întâi vreau să-l sun, ia să formăm numărul și să-l sunăm. Alo? Bună ziua, domnul primar. Bună ziua. Sunt tânărul Mitică, nu știu dacă mă știți, dar eu sunt venit acum în sat mai recent și sunt un nepot de al lui Nea Mitică. Cred că dumneavoastră ar trebui să-l știți pe Nea Mitică. A murit acum câteva zile și vreau să iau o rugăminte de la dumneavoastră dacă se poate. Da, sigur, spuneți cum să nu vă ajut cu mare plăcere, dar nu mai e nimeni pe aici în sat care să ajute așa cum ajut eu. Bre, domnul primar, vreau să vă spun că eu aici în față la Nea Mitică, în curte la el, adică pe drumul ăsta, care ulița asta care duce aici spre curtea lui, este foarte, foarte prost făcută și din cauza că plouă, când plouă, vine apă și de fiecare dată se strică drumul și de-abia poți să mergi cu utilajele. Mă gândeam dacă puteți să mă ajutați cu ceva utilaje sau cu ceva să mă ajutați să reparăm drumul ăsta puțin, pentru că am și eu puțin timp liber astăzi, poate aveți și dumneavoastră, ce ziceți? Nu mă ocup eu cu de asta, nu știu eu cu drumuri, sună-l pe viceprimar, viceprimarul trebuie să știe, sună-l pe el, Nea Vasile, îți trimite-o acum numărul pe mesaj, vorbește cu Nea Vasile acolo și te rezolvă Nea Vasile, îl știe și pe Nea Mitică, eu nici nu mai știu cine era Nea Mitică, cum era. Lasă-mă că acum am și puțină treabă, ne mai vorbim noi, ne mai auzim. Hai, baftă! Bine, domnul primar, baftă! Băieți, ați văzut și voi ce a zis primarul? Nu prea e om de încredere așa, din câte am văzut eu la telefon așa, ce vreți să vă zic? Vreți să vă mint că nu mi-a plăcut cum mi-a vorbit? Acum, să-l iau pe
nenea asta, nu mai sun pe nimeni. Mă duc direct la primărie să vedem ce o să zică nea Vasile. Că nea Vasile e primar, primar, auzi, viceprimar. Mergem până la primărie să vedem ce zice omulețul ăsta. Mamă, dar serios, de nu pe partea asta, la altă e drumul mult mai bun. Uitați-vă și voi că pe... Bine, e distrus și pe aici de apă, dar să fim sinceri că e puțin mai bun față de ce am eu pe partea aia, unde vedeți și voi că e distrus total, e varză făcut. Și nu cred că merit eu să-mi rup tractorul primit moștenire în halul acesta, așa pe drumurile astea. Și trebuie să răspundă cineva, pentru că altfel nu se poate. Ne amintim că niciodată nu lăsa oamenii să-și bată joc de el, așa că nici eu nu pot să fac chestia asta, pentru că am fost educat cum trebuie și de cine trebuie. Așa că mergem la domnul vice să vedem ce are de spus și dacă ne ajută sau nu ne ajută cu pământul acesta. Că dacă nu ne ajută, s-ar putea să avem o problemă împreună. Dar eu zic că o să ne ajute, pentru că v-am zis, știu codul secret. Codul secret este neamitică, care mereu m-a ajutat. Ia uite că am și ajuns. Asta e vechea primărie. Nu știu dacă se mai are primăria sediu aici sau nu-l mai are. Dar cam așa, uitați-vă, primăria Dumești. Și să vedem pe nea Vasile. Brei, nea Vasile. Da, aici sunt. Spuneți, vă rog, cu ce vă pot ajuta? Brei, nea Vasile, matale, din câte am înțeles, ești viceprimar aici. Da, eu sunt de vreo un an și ceva aici, mă știe și neamitică, mă știe toți. Asta voiam să zic, că te știe lumea și cred că ți-ai dat seama cine sunt, că m-ai văzut cu mașina, ai văzut și inscripțiile la mașină și probabil că te-ai vorbit cu neamitică mai demult. Eu sunt un nepot de-al lui și am venit cu o problemă la matale, cu drumul ăla la neamitică acolo, nu știu ce să facem cu el, că e vai de capul lui drum și nu se poate merge cu absolut nimic pe drumul acela decât dacă strici utilajele, mașinile sau cu ce mergi. Întrebarea mea către matale, că am vorbit și cu primarul și mi-a zis că la matale să vin. Putem să trimitem ceva, nu știu, astăzi, mâine, un utilaj sau să meargă cineva acolo să repare drumul? Credeți că mă puteți ajuta? Oh, bă, băiețaș, dar nu mai e ca pe vremuri cum era pe timpul comunismului cu astea. Acum primăriile s-au modernizat, nu mai... Primarul acum zice că trebuie să facă viceprimarul, viceprimarul îți zice că trebuie să faci tu. Adică, uite, ai utilajul aici în spate, e cumpărat de, cred că, tot așa, un an jumate, de când a venit primarul ăsta, nu? Te duci frumos, uite, îți dau cheile, te urci în excavator, îți faci acolo ce ai de făcut, dacă strici ceva plătești, dacă totul merge bine, este în regulă. O să dau telefon și la balastieră, dacă vrei să-ți aducă băieții balastru sau ce vrei tu să-ți aduc acolo, facem frumos chitanță pe primărie și s-a rezolvat problema. Nu mă mai bate o capul așa ca să vin pe acolo, să nu știu ce. Domnul viceprimar, dar nu se poate așa ceva, adică la noi nu se obișnuiește așa ceva, veniți măcar să vedeți. Haideți să vedeți până acolo puțin cam care e treaba și despre ce vorbesc. Haideți cu mine în mașină și vedem. Nu, bă, ce să merg eu cu mașină de aia? Hai că ți arăt o mașină, urcă în Dacia asta a mea. Uite, ba chiar te-o las să și conduci. Să vezi tu mașina aici. Nu astea răgăliile, astea mai noi, de-au apărut acum prin 2004, papucuri și așa mai departe. Urcă în asta, în 1310, să vezi ce bine te simți. Și hai să vedem ce vrei tu să-mi arăți acolo. Că oricum, eu știu despre ce vorbești, dar așa, să-ți fac ție pe plac. Bine, bine, Brenea Vasile, hai să mergem. Da, băi, băieți, ne-a forțat nea Vasile până la urmă să mergem cu mașina lui. Ia să-mi asigur mașina mea până la urmă. Așa, gata, am asigurat-o, am tras frâna de mână, am tras tot. Și acum să mergem cu mașinuța asta, cu broscuța asta lui. Bine, broscuță, e mașină bună, dar mergem să vedem cam ce se întâmplă pe acolo pe la drum. Și să-i arătăm și lui și să ne apucăm de treabă, pentru că altfel nu se poate. Și sperăm ca nea Vasile să ne ajute și să ne dea cam tot ce trebuie. Din câte am văzut, n-ar trebui mult pământ, ar trebui pământ cu balastru acolo, ar trebui făcut muncă de echipă, cum s-ar spune. Ar trebui să facă mai mulți oameni treaba asta acolo, dar dacă domnul viceprimar spune că mă descurc, că aș fi pregătit, eu mă bag și la treburi din astea, dar să știți că mi-e puțin frică, mai ales că autograderul ăla e cam scump. Ia să opresc aici și să-i arăt despre ce e treaba. Ia uite, Brenea Vasile, vezi? Tot drumulețul ăsta, că nu te-a mai băgat pe el, uită-te și tu. Uită-te în ce hal este și cum pot eu să merg cu o mașină normală pe drumul ăsta. Nu se poate, mai ales dacă mai am și un tractor. E jale, jale rău de tot.
Băieța, eu te înțeleg pe tine, dar ți-am spus, te duci, îți iei utilajul frumos, îl bagi aici, îți lucrezi ce ai de lucrat, mi l-ai adus înapoi, controlăm dacă ai stricat sau n-ai stricat ceva și dacă îi plătești, dacă nu, nu. Oricum, un 150 de lei, 200 de lei de acolo, o să te coste și pe tine așa, că na, ai condus vehicule de n-a văzut neam și neam de neamul tău, vehicule din astea. Brenea Vasile, nu-i problemă de 150 de lei, că acum 150 de lei nu se mai uită nimeni la ei, că nu mai valorează nimic. Dar eu vreau să văd drumul ăsta perfect aici. Crezi că mă poți rezolva cu mașini de pământ, mașini de balastru, de ceva aici? Eu te rezolv după mine, așa, după ce zic eu. Eu cred că ar încăpea aici vreo 3 mașini și ceva, nu știu ce să zic. Dacă mai trebuie, mai sun. Dar eu îți comand prima dată 3 mașini de pământ. Tu du-te și ia-ți autograderul de acolo și după ce ți-ai luat autograderul, așteaptă că o să vină și mașinile cam într-o oră, două, așa, că băieții sunt aici aproape, sunt la câteva sate distanță și te rezolvă imediat. Tu du-te și fă-ți treaba liniștit, că ne vedem noi. Bre, dacă zici matale, eu mă duc să iau autograderul, hai că mergem înapoi să luăm autograderul și ne auzim. Băi, băieți, ce să fac? Merg înapoi, luăm autograderul, lăsăm pe Nea Vasile. I-am arătat care e situația. Nu e îmbucurător deloc că trebuie să fac eu chestia asta. Nu știu, domnule, parcă nu se mai face lumea nimic. Bre, neamitică, ce ai făcut cu satul ăsta? Ce s-a întâmplat? După ce ai plecat tu, au luat-o toate razna. Primarul nu mai face nimic. Domnul viceprimar ar zice și de el, dar e aici cu mine în mașină și nu mai zic nimic. Toate au luat-o razna. Așa că mai bine, ce să fac, să încerc și eu să mă descurc cum pot? Cam așa ar fi cel mai bine de făcut. Ia să-l las pe Nea Vasile în pace. Du-te, Nea Vasile, liniștit în pace, că mi-ai făcut capul calendar astăzi. Eu am zis că mă descurc. Ia uite că am luat și cheile. Ăsta e autograderul, un Volvo. Mamă, frumos, nu zic nu, îmi place. Dar acum să vedem dacă și știm să-l pornim. Și dacă știm să funcționăm pe asemenea utilaj, care nu știu dacă știți, dar utilajele astea sunt periculoase, tăticule. Deci eu când eram mai mic și mă uitam la ăștia de construiau poduri, de construiau, și eu eram cu bicicleta, deci mi-era frică, zic, dacă acum alunec cu bicicleta sau ceva și am ajuns sub lama la autograderul ăsta, păi nu mă mai scoate nici mama, nici bunica, nici taică-miu, nici bunică-miu. Nu mă mai scoate nimeni de acolo. Sau dacă mă scoate, mă scoate pe bucăți. Azi scoate o mână, mâine scoate un picior, poi mâine mai scoate încă ceva. Înțelegeți? Deci mi-era frică de utilaje din astea și uite că în ziua de astăzi am ajuns să le conduc. Încă un sfat ce vi-l dau eu vouă în ziua de astăzi este faptul că atunci când vreți ceva și nu aveți posibilitatea să obțineți acel ceva, singura soluție de a-l obține 100% este de a avea răbdare. În timp, toate lucrurile se adeveresc. Și tocmai de aceea trebuie să aveți răbdare cu orice dorință aveți, pentru că ea la un moment dat o să se îndeplinească. Doar că trebuie să aveți răbdare. Dacă nu aveți răbdare, nu se îndeplinește. Dar dacă aveți răbdare, 100% se va îndeplini. Bă, dar mi se pare mie sau autograderul ăsta are roțile cam câși așa, nu știu cum le are, le are într-o parte. În fine, nu mai contează. O să-i fac și câteva poze când ajung acolo în față la Neamitică, ca să vadă ăsta, Nea Vasile, să vadă că autograderul era cu roțile așa. Să nu zică după aia că vai, l-ai stricat tu, că nu știu ce, că nu știu cum. Că e posibilitate, există și posibilitatea asta. Și atunci mai bine stau liniștit și îi demonstrez omului că n-am stricat nimic la utilajul ăsta și nici nu voi strica vreodată, pentru că zic eu că așa de începător, nu, cu norocul începătorului, nu o să stric absolut nimic la el, că apăs și eu pe butoane ușor, citesc ce scrie pe butoane și uite așa învăț ușor să văd ce face fiecare buton în parte. Mă gândeam că merge și el mai repede, dar se pare că nu prea merge atât de repede pe cât mă gândeam eu. Dar dacă ar merge mai repede, clar, i-aș pierde și controlul, așa că mai bine stau liniștit. Ia să văd, poate îl bag cumva cu spatele, ca să aștept după aceea băieții cu balastru sau cu piatră, cu ce vin ei.
ca să pot să lucrez. Ia să vedem ce putem să reușim pe aici. Dacă apăs pe butonul ăsta, uite ce se întâmplă. Așa se dirigează lama. Uite, aici este lama. Și dacă o las în jos, asta este lama. Uite, așa o pun dreaptă. Frumos, da, îmi place utilajul ăsta, chiar îmi place foarte mult. Dragilor, păi o să dau câteva ture cu el pe aici ca să nivelez puțin terenul. Și după aceea aștept mașinile ca să vedem dacă o să vină cineva, că eu aștept, că oamenii ăștia mi-au zis să aștept, dar să vedem dacă vine sau nu vine. Băi, fraților, am lăsat utilajul deoparte pentru că mi-au ajuns băieții. Au adus aici 3 balostiere din astea, 3 camazuri din astea, nici nu mă așteptam să vină 3. A zis Nea Vasile că trimite 3, că se gândește el că 3 jumate, dar a trimis numai 3. Și trebuie să le băgăm aici pe drum și băieții ăștia mi-au spus în felul următor: domnule, noi suntem aici, lucrăm cu primăria și nu știu ce, și noi ne băgăm pe drum și lucrăm doar dacă primăria acceptă chestia asta. Și cum trebuie să vorbesc chiar cu primarul sau cu viceprimarul, le-am zis la băieți: băi, dar dacă mă urc eu în camion și o să conduc eu un camionul și o să dau eu cu spatele și îmi pun eu balastul aici sau ce e ăsta, pământ sau ce mi-ați adus voi aici, pățește cineva ceva? Și că nu, dacă ai de stricat ceva, strică și plătești, dacă nu strici nimic, scap basma curată. Și când am văzut că băieții le este frică pentru cel mai mic detaliu și am zis: bă, dă-le încolo de camioane, de camazuri, cât de greu poate să fie să împrăștiem niște din ăsta aici, niște pământ din ăsta aici, uite așa, îl împrăștiem frumos pe aici pe drum și la un moment dat se tasează el, se face el ca la carte. Uite, deja una am pus-o, mai trebuie să mai punem, mai aduc încă două. Bă, dar trebuia mai mult balastul aici, mă, nu cred că ajunge numai una, cum ziceau oamenii ăștia. Da, na, dacă viceprimarul știe el ce spune, n-ai cum să te contrazici cu oamenii. Nu știu ce se întâmplă, dar Dumnezeu, v-am zis, nu mai este cum era altă dată. Dar totuși, datorită faptului că neamitic a fost cineva pe aici, mai sunt respectat, că altfel cred că mă luau și ăștia de la primărie. Nea Vasile mi-a plăcut cum a vorbit. El mi-a spus pe șleau cum stă treaba. Dar primarul, sincer să fiu, nu mi-a plăcut deloc cum mi-a vorbit. A vorbit așa ca din pod cu mine și nu prea se vorbește așa, că n-ai de unde să mă cunoști. Poate, nu știu, sunt polițist sub acoperire sau cine știe și poate o să o pățești dacă te iei de mine sau... Nu știu, zic și eu așa ca și fapt divers, că nu știi cu cine vorbești și mai bine vorbești frumos, că s-ar putea să o încurci dacă nu vorbești frumos. Asta este sfat și pentru voi, că poate vă mai treziți așa să mai vorbiți cu cineva pe care nu-l cunoașteți aiurea și de fapt să observați că acel cineva ba vă este vă rudă, ba vă este cineva important și atunci mai bine nu-l subestimați cum ar veni. Uite că am pus aici piatra. Acum numai trebuie să fac și o poză de thumbnail frumoasă aici, să punem și autograderul. Și fraților, ne revedem imediat după ce dăm drumul la utilaj, să vedem cum funcționează. Eu prima dată vreau să fac poza de thumbnail și după aceea, ca să fie drumul gata și să fie toată treaba bună. Sau pot să-i dau drumul și acum, ia să vedem dacă funcționează. A? Funcționează? Funcționează, tăticule, dar uitați-vă ce funcționează aici aia. Uitați-vă ce funcționează, nici nu mă gândeam să funcționeze în halul ăsta. Dar funcționează, funcționează. Asta mă bucură că funcționează, putem să punem piatră peste tot. Ce-mi pare rău că am pus piatră numai pe o parte, că trebuia să fi pus piatră... Mamă, am pus prea multă piatră aici, trebuia cu ușurelul așa cum ar veni. Da, am făcut o prostie. Se vede că nu știu, se vede, fraților, că nu știu să lucrez pe chestii din astea, pe utilaje din astea. Fac poza de thumbnail și revin imediat pentru că...
trebuie să repar greșelile, așa că o să vorbesc chiarăși cu nenea asta, Nea Vasile, să-mi trimită un bol de excavator să mă ia din balastru, să-l trimită în spate, sau să vin eu cu utilajul din partea asta, altă, nu știu cum o să fac, dar o să fac. Revin imediat. Haideți, fraților, că mă descurc până la urmă, uitați-vă și voi cum e balastru ăsta aici. Trebuie întins până în deal încolo, sper să reușesc. Las puțin lama în jos și mă descurc, cum să nu mă descurc. Ia uitați-vă și voi aici, tânărul mitică de nu se descurcă. Aici las puțin lama mai jos. Uite așa. Și de aici să mai întind și de pe aici. Mă descurc, mă zici că m-am născut pentru așa ceva. Uitați-vă și voi cum iese. Ziceți că m-am născut pentru așa ceva. Nu se poate să nu meargă. Dacă îți propui ceva în viața asta, s-ar putea să-ți iasă 100%. Așa că, dragilor, munciți mai mult pentru visele voastre și încercați să fiți mai perseverenți, pentru că n-aveți nimic de pierdut. Uitați-vă și voi că mi-am luat inima în dinți și am lucrat eu aici în locul ăștia de la primărie, pentru că ăștia de la primărie n-au vrut să vină să pună niște balast din ăsta. Și uite că am venit eu să-l pun, uite așa, ușor, dau ușor în față, că dacă dau după aia mai repede s-ar putea să stric lama la utilaj și nu vreau chestia asta. De funcționează, dar mai greu, că eu nu sunt învățat, n-am experiență pentru așa ceva, că dacă aveam eu experiență, gândiți-vă că făceam toată ziua, eram numai pe utilaje, numai pe una, pe alta. Ce ziceți? Îmi iese afacerea sau nu-mi iese? Stați așa să vă arăt. Deci cam așa arată totul. Cam așa se pregătește. Eu oricum o să mai pun ceva, un strat de pământ, nu știu ce o să mai pun pe deasupra. Să fie terenul nivelat, să fie așa, cum la nivelul gardului cum ar veni, să fie treaba bună. Sau să las așa, nici nu știu dacă să las așa sau să nu las așa. În fine, dacă e să las așa, să-mi scrieți voi în comentarii, dar nu cred că o să las așa, că stă prea urât. Și n-am luat utilajele astea degeaba. Și mi-a zis, am mai vorbit la telefon cu ăsta, cu Nea Vasile, și i-am zis lui Nea Vasile: bre, Nea Vasile, dar serios, chiar așa se întâmplă? Fiecare vine și își ia utilajele și așa mai departe? Nu, bă, mitică, nu, cică, nu așa se face. Fiecare care vrea poate să vină să le închirieze, că primarul ăsta și-a făcut de ăsta de închiriat vehicule. Poate să vină să le închirieze cu nu știu câte sute de euro pe zi și poate să lucreze cu ele. Dar datorită faptului că tu ești nepotul lui Nea Mitică, imediat am venit și te-am ajutat, pentru că știind că el este cel care a fost meseriaș din totdeauna, am zis, băi, n-am cum să nu-l ajut pe omul ăsta, și atunci m-a ajutat nenea asta pe mine. Că altfel nu m-a ajutat, altfel trebuia să plătesc o grămadă de bani. Băi, fraților, ne apropiem de adevăr. Nu cred că o să termin în episodul de astăzi. N-am cum să termin în episodul de astăzi. Sper să termin în episodul de astăzi, dar nu cred că am cum. Drumul, vedeți și voi cum se face. Se nivelează chiar foarte bine. Ia să vă poate mai prind o poză de thumbnail, frățică. Că nu mi-a plăcut niciuna până acum. Ia să vedem. Asta parcă e mai faină, puțin așa. Asta parcă e mai frumușică, din câte văd eu, dacă nu mă înșeală pe mine ochii. Dar în rest nu prea mi-au plăcut mie pozele de le-am făcut până acum. Am încercat și cu oamenii ăștia să facem, să dregem pe aici, dar nu prea a ieșit. Și atunci poate mai lucrez puțin la poza de thumbnail ca să fie totul frumos. Dragilor, eu cam asta am avut cu episodul de astăzi. Sincer, m-am cam lungit și cu episodul ăsta. Noi ne vedem data viitoare la un nou episod și până data viitoare eu nu vă urez decât numai baftă!